Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Geneza, capitolul 18. Cartea Geneza, capitolul 18, și vom citi de la versetul 16 până la versetul 33. Este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi și ne rugăm ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste mințile noastre, peste inimile noastre, peste toată adunarea, și harul lui Dumnezeu să lucreze în noi, voia lui Dumnezeu și slava lui în mijlocul adunării. Amin. În rugăciune cu voce tare, după citirea acestui text, ne va conduce fratele Marușca. Este la balcon, în primul tronson, în față. Paragraful acesta ne prezintă un episod din viața patriarhului Avram. Au venit la el trei oameni neobișnuiți la ușa cortului. Avram stă de vorbă cu ei și acum, de la versetul 16, ni se spune: bărbații aceia s-au sculat să plece și s-au uitat înspre Sodoma. Avram a plecat cu ei să-i petreacă. Atunci Domnul a zis: să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Și Domnul i-a zis: strigătul împotriva Sodomei și Gomorii s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. De aceea mă voi coborâ acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine. Bărbații aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodoma, dar Avram stătea înaintea Domnului. Avram s-a apropiat și i-a zis: vei nimici tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni. Îi vei nimici oare și pe ei? Și nu vei ierta locul acela din pricina celor 50 de oameni buni care sunt în mijlocul ei? Să omor pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soartă ca și cel rău? Departe de tine așa ceva, departe de tine. Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Și Domnul i-a zis: dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni buni în mijlocul cetății, voi ierta tot locul acela din pricina lor. Și Avram a luat din nou cuvântul și i-a zis: iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf și cenușă. Poate că din 50 de oameni buni vor lipsi 5. Pentru 5, vei nimici tu oare toată cetatea? Și Domnul i-a zis: nu voi nimici. Dacă voi găsi în ea 45 de oameni buni. Avram i-a vorbit mai departe și a zis: poate că se vor găsi în ea numai 40 de oameni buni. Și Domnul i-a zis: nu voi nimici pentru cei 40. Avram a zis: să nu te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai 30 de oameni buni. Și Domnul i-a zis: nu voi nimici dacă voi găsi în ea 30 de oameni buni. Avram i-a zis: iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului. Poate că se vor găsi în ea numai 20 de oameni buni. Și Domnul i-a zis: nu voi nimici pentru cei 20. Avram a zis: să nu te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai 10 oameni buni. Și Domnul i-a zis: nu voi nimici pentru cei 10 oameni buni. După ce a isprăvit de vorbit lui Avram, Domnul a plecat și Avram s-a întors la locuința lui. Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu începe toamna, chiar dacă temperaturile sunt încă de vară. Vine toamna. E un anotimp deosebit. La câmp se adună recoltele de toamnă și încep semănăturile de toamnă dacă vine ploaia, ca să poată deseleni ogorul și să seamăne sămânța. În cetate s-au terminat sau aproape s-au terminat concediile. Probabil că mai sunt câțiva care au prins locuri în extra sezon și au prins prețuri mai bune și încă mai zăbovesc o zi, două din concediu. Dar cei mai mulți s-au întors din concedii din nou acasă,
din nou la muncă. Nu știu dacă se bucură sau nu se bucură elevii, dar s-a terminat și vacanța de vară. Și de mâine începe un nou an școlar. Studenții mai au vreo 2 săptămâni, dar vine și vremea lor. Este un început de an școlar și este o vreme a marilor provocări. Pentru biserici începe perioada evangelizărilor. Toamna și iarna este cea mai potrivită perioadă pentru evangelizări în România. Vor fi seri de evangelizare, duminici speciale de evangelizare, săptămâni de evangelizare și ne rugăm ca mâna bună a lui Dumnezeu să fie peste toate bisericile, peste toți copiii și toate școlile, peste toate familiile, peste toată țara. Amin. În pregătire pentru ceea ce urmează, ne vom uita la ceea ce putem face noi din perspectiva rugăciunii. În rugăciune și prin rugăciune putem intra în fiecare sală de clasă, din fiecare școală, nu doar din Oradea, nu doar de la Liceul Emanuel, ci din toată lumea. Nu există școală închisă în care să nu poți ajunge prin rugăciune. Prin rugăciune putem ajunge la mintea și inima fiecărui elev și fiecărui dascăl. Trimitem rugăciunea spre cer și de acolo Duhul lui Dumnezeu o îndreaptă spre locul potrivit. Nu poate bloca nimeni. Prin rugăciune putem să ajungem la fiecare om de pe fața pământului, la fiecare om din Oradea, din Bihor, din România și să-i cerem lui Dumnezeu în mod special să se atingă de mintea lor, de inima lor și să-i întoarcă la Dumnezeu. Ne rugăm pentru mântuirea oamenilor. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră, a lăsat cerul, a îmbrăcat trup omenesc și Biblia ne spune că a venit să caute și să-i mântuiască pe cei pierduți. Dacă a venit Hristos din cer să-i mântuiască pe cei pierduți, oare să nu ne pese nouă celor mântuiți de pe pământ pentru mântuirea celorlalți? Așadar, ne vom uita în dimineața aceasta la câteva învățături despre rugăciune și la câteva aspecte de practică a rugăciunii. Vom învăța lecțiile specifice în dimineața aceasta despre rugăciune de la Patriarhul Avram. Înainte de ne uita la lecțiile pe care le învățăm din viața de rugăciune a Patriarhului Avram, aș vrea să vă rog să răspundeți la următoarea întrebare. Câți dintre noi ne rugăm de multă vreme pentru cineva sau pentru ceva special anume și încă n-ai primit răspuns la rugăciune? Deci nu sunt singurul. Dacă a trecut multă vreme și ne-am rugat pentru ceva și n-am primit răspuns la rugăciune, vă încearcă și pe dumneavoastră sentimentul acela că nu mai are rost să te rogi? Dacă m-am rugat de atâta vreme și n-am primit răspuns, se instalează un fel de descurajare. Oare mai are rost? Oare mai are vreun rost să continui să mă rog sau mai bine să nu mă mai rog pentru lucrul acesta? Ne vom uita la Avram. Să vedem ce a făcut Patriarhul Avram când s-a rugat și n-a primit răspuns la rugăciune. Ne vom uita la un episod din viața lui și dacă ne întrebăm de ce l-am ales pe Avram, pentru că Avram este numit în Sfânta Scriptură, Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 4, versetul 11, că Avram a fost numit tatăl cui? Tuturor credincioșilor. Avram este un supererou a credinței.
Este un om al credinței și apostolul Pavel îl ia ca exemplu și spune, el este numit tatăl tuturor credincioșilor. Adică toți cei credincioși sunt urmași în credință a lui Avram. Prin urmare, nu este un om cu credință slabă, nu este un om care e nepăsător, cu o viață nepotrivită, e un om pe care Dumnezeu îl apreciază în mod special. În capitolul 18, este un episod din viața lui Avram în care îl găsim și la rugăciune. Când ajungem în capitolul 18, Avram este deja de 24 de ani în țara făgăduinței. Are 99 de ani. La 75 de ani a ieșit din Ur din Haldeea. S-a dus înspre țara Canaanului și în toată perioada aceasta a așteptat și s-a rugat și de mai multe ori l-a întrebat pe Dumnezeu de ce nu-i răspunde la o rugăciune specială. Pentru ce s-a rugat? Pentru ce anume? S-a rugat pentru un copil. I-a făgăduit Dumnezeu că îi va da urmași și la un moment dat îi spune lui Dumnezeu aproape în reproș, Doamne, am să mor și nu ți-ai împlinit făgăduința, nu mi-ai răspuns la rugăciune, nu mi-ai dat urmași și urmașul meu sau moștenitorul meu va fi Eliezer din Damasc, unul dintre robii lui. 24 de ani și nu primește răspuns la rugăciune. Numai că aici este un alt episod în care Avram se roagă și se roagă pentru altceva. Episodul este în contextul următor. 99 de ani, e zăduful zilei, orele amiezii, Avram este în cort, Sara este și ea în cort, și pe neașteptate Avram vede în fața cortului, la ceva distanță, trei bărbați neobișnuiți. Când ne uităm la cultura Orientului Mijlociu și la obiceiurile vremii, dacă cineva stă în uș, în fața casei tale sau a cortului tău, regulile de ospitalitate te obligă să inviți și să faci toate lucrurile care țin de ospitalitate. Spălat picioare, hrănit, odihnă și să te porți cât de frumos poți cu ei. Avram se uită la oamenii aceștia, stau în fața cortului, aleargă la ei și îi invită să vină la el, să ocupe loc la umbră, sub un stejar, și cu foarte multă grabă se duce la Sara să-i spună să facă turtă, se duce la o slugă să pregătească un vițel și toate sunt în grabă și Avram este acolo și slujește. Și în timp ce stă cu oamenii aceia, unul dintre ei întreabă, unde este Sara? Întrebare cam nepoliticoasă, pentru că ce ai zice dacă vine cineva la tine la poartă, sună și întreabă unde e soția ta? E cam nepoliticos, așa-i? Numai că oamenii aceștia sunt nu vizitatori de ocazie, sunt vizitatori speciali. Avram înțelege că sunt speciali, așa că răspunde în cort și unul dintre ei spune, la anul, pe vremea aceasta, mă voi întoarce și Sara va avea un copil. Sara are câți ani? 89. Are 89 de ani. Sara aude ce spune omul acela și Biblia ne spune că a avut o reacție deosebit de interesantă. Ce a făcut Sara? A râs, dar n-a râs cu glas tare, ci a râs în sinea ei. A râs în inima ei și a zis, așa ceva e imposibil. Vizitatorul care a transmis mesajul acesta cunoaște ce s-a întâmplat în lăuntrul ei și întreabă de ce a râs Sara. Și Sara neagă, n-am râs. Și o spune, ba da, ai râs. Dar la nu pe vremea aceasta mă voi întoarce și vei avea un copil. Cine sunt vizitatorii aceștia? Aflăm puțin mai târziu că doi dintre cei trei sunt îngeri. Cine este al treilea? Celui de-al treilea
Avram îi spune: Doamne, Dumnezeu drept care judecă. Avram recunoaște în al treilea că este persoană divină. Cine este? Este Domnul Iisus Hristos preîntrupat. În Vechiul Testament îl găsim pe Domnul Iisus de mai multe ori vizitând pământul, cu misiuni speciale, în ocazii speciale, și este prezentat uneori sub această denumire, Îngerul Domnului, iar alteori este prezentat ca fiind Domnul. Al treilea este Domnul Iisus. Acum imaginează-ți ce înseamnă să-L ai pe Domnul Iisus la tine acasă. Tocmai ai făcut cea mai aleasă ospitalitate și Domnul Iisus îți face o promisiune că îți va răspunde la rugăciunea aceea de 20 și ceva de ani, rugăciune care așteaptă de atâta timp. Apoi, cei trei vizitatori se scoală să plece și Avram se duce să-i însoțească. Știi, așa e politicos, când ai musafiri, nu aștepți să închizi ușa repede după ei, ci îi conduci până la poartă, până la mașină, până la stația de tren sau de tramvai, depinde cum or fi vremurile. Avram se duce împreună cu ei și vizitatorii aceia se îndreaptă spre Sodoma. În timp ce merg pe drum, al treilea, cel pe care Avram îl recunoaște ca fiind Domnul, spune: s-ascunde Avram ce am de gând să fac? Trebuie să-i spun lui Avram. Îi împărtășesc lui Avram scopul vizitei noastre, nu doar la el acasă, ci și în cetatea Sodomei și a Gomorii. Și spune lui Avram că strigătul împotriva cetății Sodomei și a Gomorii a ajuns până la cer. Asta înseamnă că nelegiuirea acestor cetăți este atât de mare încât au umplut limita și au ajuns la cer. Citim în Biblie că păcătoșii au o limită a lor. Când Dumnezeu îi face făgăduința lui Avram că va fi țara Canaanului a lui, ne spune în cartea Geneza că popoarele cananite n-au umplut încă măsura nelegiuirii. Numai că acum ni se spune că în Sodoma și Gomora oamenii au umplut măsura nelegiuirii. Așa că ne înfiorăm? Că fiecare om are o măsură a nelegiuirilor. O măsură a păcatelor. Daniel capitolul 7 spune: când păcătoșii vor fi umplut măsura păcatelor. La ce nivel este măsura păcatelor tale? Știi? Absolut nimeni nu știe care e măsura păcatelor lui decât unul singur. Domnul Dumnezeu. Domnul Dumnezeu știe care este măsura și cât mai avem până se umple măsura aceea. Acum îi spune lui Avram că păcatul Sodomei este așa de mare. Strigătul de pe pământ împotriva păcatelor. Strigă pământul. Și strigătul ajunge la cer. Și Domnul spune: mă voi coborâ. Ca să dovedesc și experiențial. Nu că Dumnezeu n-ar ști ce se întâmplă, ci vrea să dovedească prin prezența Lui până unde ajunge ticăloșia Sodomei. Avram înțelege că e foarte grav. Avram înțelege că această vizită a Domnului la Sodoma este vizita judecății. Este vizita în care cerul nu mai poate răbda. Și Avram se înfioară. Dacă e ziua judecății, eu am pe cineva în Sodoma. Pe cine are în Sodoma? Un nepot neascultător și răzvrătit. Un nepot neascultător și răzvrătit. Un nepot care s-a dus de lângă el, s-a dus tocmai în Sodoma. Numai că lui Avram îi pasă de el. Pe Avram îl doare. Avram nu spune: asta îi trebuie, asta a făcut, este decizia lui, n-are decât să-și culeagă roadele. Pe Avram îl doare. Și acum începe rugăciunea lui cu Dumnezeu, pentru că află ce i-a spus Dumnezeu care de gând să facă,
Și începe rugăciunea lui Avram de mijlocire. Interesantă rugăciune de mijlocire. Înțelege că Dumnezeu vrea să nimicească cetatea și care-i dorința lui Avram? Ce-și dorește Avram? Vă rog să rețineți, Avram dorește să salveze cetatea. Dumnezeu vrea să o nimicească, Avram vrea să o cruțe. Preocuparea lui Avram este să cruțe cetatea și începe rugăciunea și spune: Doamne, apelez la dreptatea ta. Dacă în Sodoma sunt 50 de oameni buni, tu te duci să judeci. Tu te duci să nimicești cetatea și acolo sunt 50 de oameni buni. Și tu îi nimicești și pe cei buni împreună cu cei răi. Doamne, asta e dreptate? Tu care judești tot pământul cu dreptate, nu poți face așa ceva. Nu poți nimici cetatea dacă sunt 50 de oameni buni acolo. Ce răspunde Dumnezeu? Dacă sunt 50 de oameni buni în Sodoma, știți ce spune Dumnezeu? Voi ierta tot locul acela. Nu-l nimicesc. Dacă sunt 50 de oameni acolo, iert tot locul acela. Nu nimicesc cetatea. Avram știe că nu sunt 50. Așa e că știe că nu sunt 50. Și Avram spune: Doamne, poate că la numărătoarea mea n-a ieșit tocmai cum trebuie și ar lipsi 5 din cei 50. Acum, dacă lipsești 5, pentru că lipsesc aia 5, vei nimici cetatea? Ce răspunde Dumnezeu? Dacă găsesc 45, deci Dumnezeu știe numărătoarea bine. Dacă voi găsi 45, nu nimicesc, iert cetatea. Avram știe că nu sunt 45, așa-i? Doamne, dacă vor fi numai 40. Și Dumnezeu spune: dacă găsesc 40, iert cetatea și nu o nimicesc. Avram știe că nu sunt 40. Așa-i? Și spune: Doamne, dacă din cei 40 lipsesc 10 și sunt numai 30. Și Dumnezeu spune: dacă sunt 30, iert cetatea. Avram știe că nu sunt 30, așa-i? Și Avram spune: Doamne, dacă sunt numai 20. Și Dumnezeu spune: dacă sunt 20, nu nimicești cetatea. Avram știe că nu sunt 20. Așa că Avram spune: Doamne, nu te supăra pe mine, nu te mânia pe mine. Doamne, sunt în rugăciunea aceasta de mijlocire și mijlocesc înaintea ta pentru protecția cetății. Cruță cetatea aceea. Doamne, dacă sunt 10 oameni buni. Și Dumnezeu spune: dacă sunt 10 oameni buni, voi ierta cetatea. Nu o nimicesc. Ce face Avram în punctul acesta? Ce face Avram în punctul acesta? Ce ziceți? Avram este convins că în Sodoma sunt 10 oameni buni. Așa că se oprește și nu merge mai departe cu mijlocirea. Acum întrebarea: a făcut bine că s-a oprit sau nu a făcut bine că s-a oprit? Dacă ai fi fost în locul lui Avram, la care număr te-ai fi oprit? Avram se duce acasă, convins că l-a înduplecat pe Dumnezeu și a obținut iertarea cetății. Vă rog să vă imaginați, stând de vorbă cu Sara, se duc la culcare și spun: Sara, am avut un timp de rugăciune înainte lui Dumnezeu. Sara, am avut o seară nemaipomenită în rugăciune cu Dumnezeu și am ajuns la punctul la care l-am înduplecat pe Dumnezeu să ierte cetatea Sodomei, să n-o nimicească.
Oare cum s-o fi uitat Sara la soțul ei, om a rugăciunii, în seara aceea? Ce ai fi spus tu soțului tău dacă ți-ar fi spus: am avut un timp de rugăciune și l-am înduplecat pe Dumnezeu și am obținut ce am cerut lui Dumnezeu? Ce ai fi spus soțului? Sper că nu ceva descurajant. Așa că Avram se duce să se culce. A doua zi se scoală de vreme dimineața. Și se duce la locul unde s-a rugat să se uite spre Sodoma. Și ce vede? Ce vede? Vede fumul gros a unui incendiu extraordinar. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă? Judecata lui Dumnezeu a venit peste Sodoma. Ce ai fi simțit în clipa aceea? Oare ce gânduri ți-ar putea trece prin minte? M-a înșelat Dumnezeu? M-a lăsat Dumnezeu să cred că mi-a ascultat rugăciunea și m-a lăsat să mă duc să mă culc ca și când aș fi rezolvat problema? Nu mi-a spus Dumnezeu adevărul? Un alt gând. Oare am calculat bine? Sunt în Sodoma 10 oameni neprihăniți? Oare am numărat corect? Dacă am pledat înaintea lui Dumnezeu, și știți de câte ori a pledat Avram în rugăciunea aceea pentru Sodoma, de câte ori a pledat? Haideți să încercăm să numărăm. 50, 45, 30, 40, 30, 20 și 10. De câte ori? De 6 ori. Și la 6-a mijlocire se oprește. Oare a făcut bine că m-am oprit? Dar de ce nu m-a ascultat Dumnezeu? Și acum mai are rost să mă rog dacă m-am rugat și am făcut atâta mijlocire și Dumnezeu nu m-a ascultat? Mai are rost să mă rog? Câteva lecții pe care le învățăm din acest episod din viața lui Avram. Prima lecție. Rugăciunea sau scopul rugăciunii nu este în primul rând să obțin de la Dumnezeu ce-mi doresc eu, ci scopul primordial a rugăciunii este părtășia mea cu Dumnezeu. Scopul principal nu este să obțin de la Dumnezeu ce vreau eu. Scopul rugăciunii este părtășia mea cu Dumnezeu în voia Lui și pentru slava Lui. Câți dintre dumneavoastră v-ați dus vreodată la mașinile acelea la care bagi moneda sau bancnota ca să îți dea sucul sau să îți dea mai știu eu ce? Ai introdus bancnota și nu ți-a dat produsul pe care l-ai ales. Ați văzut ce fac oamenii când se duc la asemenea mașini și au băgat bancnota? Ce fac când n-au primit ce au comandat? Ce fac? Dau cu pumnul, dau cu piciorul în aparat. De ce? Păi eu am venit aici să obțin ceea ce vreau eu. Am introdus bancnota, nu mi-a dat, așa că dau cu pumnul, dau cu piciorul și unii rostesc și cuvinte nepotrivite. Sunt oameni care cred că rugăciunea este ceva de felul acela. Mă duc la Dumnezeu, am introdus bancnota rugăciunii și automat Dumnezeu îmi dă ce am cerut eu. Și dacă nu îmi dă ce am cerut eu, atunci apare reacție ostile la adresa lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus ne învață lecțiile rugăciunii, deschideți-vă, rog, la Evanghelia după Luca, la capitolul 11. Evanghelia după Luca, la capitolul 11. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit și când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm.
Și este rugăciunea Tatăl nostru acolo, după care urmează două lecții sau două exemple, două pilde despre contextul rugăciunii. Primul exemplu este al unui prieten care doarme și miezul nopții și vine la el. Cine vine la el? Un alt prieten, nu suntem în vremea telefoanelor mobile, nu avem mijloace de comunicare, suntem în vremea în care dacă a întârziat, ajunge la miezul nopții, la miezul nopții, bate la ușă și flămând de pe drum. Suntem în ospitalitatea Orientului Mijlociu. Dacă ajungi la tine, indiferent la ce oră, în ce condiții, ospitalitatea, regulile te obligă să-l primești și să-i dai de mâncare. Și cel care se trezește cu musafirul la miezul nopții, surorilor, v-ați trezit vreodată cu musafir și n-aveți nimic pregătit? N-are nimic să-i pună pe masă. Dar are o idee. A venit prietenul ăsta flământ, a venit la mine și n-am nimic pe masă, dar eu mai am un prieten care este un pic mai încolo pe strada cealaltă și prietenul meu știu că are ceva, că este mai prevăzător decât mine. Așa că se duce la prietenul lui celălalt, la miezul nopții și bate la ușă și prietenul celălalt se trezește și spune: lasă-mă în pace că m-am culcat, sunt cu copiii în pat și nu mă deranja. Și prietenul care bate spune: nu pot să mă duc acasă fără să am ceva. Dă-mi trei pâini, că am un prieten. Și toată această cerere este într-o relație de prietenie. Nu se duce la un străin, nu se duce la cineva cu care nu are o relație specială, ci un prieten flămând vine la un prieten care are casa fără alimente și acesta se duce la un alt prieten și totul este într-o relație. Știți ce ne spune Biblia despre Avram? Nu doar că este tatăl tuturor credincioșilor, ci este și prietenul lui Dumnezeu. De mai multe ori în Biblie ni se spune că Avram este prietenul lui Dumnezeu. Când Avram mijlocește, când se roagă, se roagă în contextul acestei relații speciale cu Dumnezeu. Apoi în Luca 11, Domnul Iisus schimbă imaginea și așează rugăciunea în contextul relației dintre tată și fiu. Care este tatăl acela la care dacă îi cere copilul un pește, îi dă un șarpe? Sau dacă îi cere un ou, îi dă un scorpion? Este relația dintre tată și fiu, este relație specială. În contextul acestei relații, rugăciunea are aspectul acesta a dezvoltării, a părtășiei, a frumuseții relației, indiferent dacă primesc sau nu primesc ce am cerut. Atunci când am o relație cu Dumnezeu în care inima mea este a Lui și El este stăpânul meu și El este Tatăl meu și rugăciunea domnească începe cu Tatăl nostru. O relație specială. Când Avram se roagă, Avram se roagă în contextul unei relații speciale cu Dumnezeu și fie că primește răspunsul, fie că nu primește răspunsul, Avram rămâne mai departe prietenul lui Dumnezeu. Prima lecție. E Dumnezeu tatăl tău? Îl iubești pe Dumnezeu și când nu-ți dă toate cele pe care le ceri? Dorești să cultivi cu El relația mai departe și dacă nu-ți dă ceea ce ai cerut atunci când ai cerut și cum ai cerut tu? Întrebare. Câți dintre cei prezenți aici suntem părinți, mamă, tată, mâna sus? Mulțumesc, să binecuvinteze Domnul toată adunarea. Imaginează-ți ce se întâmplă în inima ta dacă vine copilul și spune: tata, începe școala și toți colegii mei au iPhone 15. Te rog să îmi dai și mie bani că vreau să-mi cumpăr un iPhone 15. Nu știu ce e ăla, dar așa se zice. Și tata se uită, cumpănește și spune: dragul tati,
nu-ți pot împlini dorința asta. Dacă nu mi-o împlinești, nici nu te mai recunosc de tată. Nu mai vreau să am nimic de-a face cu tine. Ce ai zice despre inima unui asemenea copil? Ce ne învață Avram este că atunci când ne rugăm, rugăciunea este în contextul unei relații speciale cu Dumnezeu. 2. A doua lecție pe care o învățăm de la Avram este că Dumnezeu stabilește punctul final. Punctul final nu-l stabilesc eu. Ați întâlnit oameni care au spus: am hotărât să postez și să mă rog până la Crăciun. Și dacă până la Crăciun Dumnezeu nu-mi răspunde, nici nu mai vreau să mă rog. Ați auzit despre oameni de felul acesta? Am auzit despre cineva care a spus: mă pocăiesc și îi dau lui Dumnezeu 2 ani de zile să-mi dea bărbat, soț. Dacă în 2 ani de zile nu-mi dă soț, nu vreau să am nimic de-a face cu Dumnezeu. Am întâlnit oameni care au spus: mă duc și țin postul Esterei și dacă Dumnezeu nu-mi răspunde, atunci nu mai mă rog și nu mai postez niciodată. Sau alte forme de a-i pune lui Dumnezeu limită, să spui: Doamne, eu stabilesc termenii și Tu n-ai decât să-i îndeplinești. Dragii mei, termenii stabilește Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care stabilește unde este limita în Sodoma. Limita nu e la 10, la cât crede Lot. Comentatorii au încercat să calculeze, să vadă de unde ar fi scos Lot 10. Ce ziceți? De unde a scos 10? Păi zic, comentatorii zic așa: Lot este acasă cu soția și au 2 fete în casă. Sunt 4. Îngerii au trimis la ginerii lui Lot, dacă mai fi avut 2 fete căsătorite, împreună cu ginerii fac 8. Păi probabil că fie mama, fie tata la unuia dintre gineri să fie și ea cu inimă de Dumnezeu și Lot o fi calculat el acolo că adună 10. Și se mulțumește cu 10. Numai că Dumnezeu este Cel care cercetează inima și rămâi. Cântarea corului: Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Dumnezeu este Cel care pune limita. Oare limita lui Avram era să se roage doar de 6 ori? Să spună: Doamne, mi-am atins cifra pe care am stabilit-o și de acum încolo datoria Ta este să îmi îndeplinești criteriile mele. Criteriile le stabilește Dumnezeu. Dar dacă le stabilește Dumnezeu, până când să mă rog eu? Luca 11, versetul 8. De aceea eu vă spun: cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se va deschide. Și în limba originală în care a fost scris este prezentul continuu. Continuați să căutați. Continuați să cereți. Continuați să bateți. Până când să cer, până când să caut, până când să bat. Până când Dumnezeu este Cel care pune limita. Întrebare: până când să mă rog pentru cineva nemântuit din familia mea, dintre rudeniile mele, dintre cunoscuții mei, dintre oamenii care sunt pe lista mea de rugăciune? Până când să mă rog pentru mântuirea lor? Până în clipa în care au închis ochii. V-am spus cu altă ocazie că în urmă cu ani de zile am primit un telefon de la o soră din Biserica Emanuel. Era pe la mijlocul săptămânii și m-a rugat stăruitor să mă duc să fac o vizită în familia lor. Ca și păstor, când primești un asemenea telefon și o asemenea solicitare, știți care e primul lucru la care te gândești? Ce zici? Oare s-a întâmplat ceva, vreun necaz, e ceva? Așa că întreb soră: e vreun necaz, e ceva nepotrivit în familie? Și sora îmi spune: nu, frate Paul, e o bucurie nemaipomenită în casa noastră. În urmă cu 49 de ani, la scurtă vreme după ce m-am căsătorit cu soțul, amândoi în lume,
Eu m-am întors la Dumnezeu. Și de 49 de ani m-am rugat pentru mântuirea soțului meu în fiecare zi. Săptămâna aceasta soțul meu s-a întors la Dumnezeu. E o bucurie extraordinară și vrem să vă invităm să fiți cu noi în familie să ne rugăm. Frumoasă mărturie, așa-i? Lasă-L pe Dumnezeu să pună limita. Și până când Dumnezeu pune limita, spune: Doamne, dă-mi putere să strig către Tine pentru mântuirea lor. Și Biserica Emanuel zice: Amin. A treia lecție pe care o învățăm: Dumnezeu răspunde la rugăciune. Dumnezeu răspunde la rugăciune, dar răspunde după înțelepciunea Lui, nu după înțelepciunea mea. E mare diferență între înțelepciunea lui Avram și înțelepciunea lui Dumnezeu. Care era dorința lui Avram? După înțelepciunea lui, cum rezolva el problema lui Lot? Ce ziceți? Să nu fie nimicită Sodoma. După înțelepciunea lui Avram, el ar fi dorit ca Sodoma să rămână în picioare și oamenii din Sodoma să fie cruțați de Dumnezeu mai departe, adică să rămână Sodoma în picioare. Asta și-ar fi dorit Avram. Care era soluția lui Dumnezeu? Care era soluția lui Dumnezeu? Să-l scoată pe Lot din Sodoma. Dumnezeu nu era interesat să salveze ticăloșia Sodomei, Dumnezeu era în planul lui să-l smulgă pe Lot din Sodoma. Și când Avram se roagă, el nu înțelege că Dumnezeu îl poate smulge pe Lot și când nimicește cetatea, Dumnezeu îl poate scoate pe Lot de acolo și să îl scoată de sub judecata și pedeapsa care vine din cer. Stăm pe un pământ despre care Apostolul Petru spune că va veni ziua lui Dumnezeu în care pământul cu tot ce este pe el va arde cu trosnet. Frați și surori, va veni ziua aceea în care un incendiu cosmic va arde pământul acesta cu tot ce e pe el. Știți cine vor pleca de pe pământ înainte că el să ardă? Toți acei care au numele scrise în Cartea Vieții. Planul lui Dumnezeu este să-i scoată pe ai lui. De aceea ne spune Apostolul Petru: dar noi, după făgăduința lui Dumnezeu, așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Planul lui Dumnezeu este să-l scoată pe Lot de acolo. Planul lui Dumnezeu este să te scoată de acolo de unde ești. Planul lui Dumnezeu este să ne pregătească pentru cer. Și datoria noastră este să-i spunem: Doamne, folosește toate metodele Tale și Lot al meu și Lot al Tău care mai este în Sodoma, Doamne, scoate-l de acolo. Când ne uităm la lupta lui Dumnezeu cu Lot, ni se spune în capitolul următor din Cartea Geneza, când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei, și-a adus aminte, de cine și-a adus aminte? De Avram. Și-a scăpat pe loc din mijlocul prăpădului prin care a surpat din temelie cetățile unde așezase Lot locuința. Când a nimicit Dumnezeu cetățile, și-a adus aminte de Avram. Și-a adus aminte și rugăciunea lui Avram a fost ascultată, dar în termenii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu și-a adus aminte și i-a răspuns lui Avram, dar i-a răspuns scoțându-l pe Lot din Sodoma. Acolo însă, noaptea aceea, a fost o luptă teribilă. Doi îngeri al lui Dumnezeu s-au luptat o noapte întreagă cu Lot să-l scoată din Sodoma. O noapte întreagă s-a luptat să-l scoată din Sodoma. Abia spre dimineață, luați de mână de îngerul lui Dumnezeu, Lot cu cele două fete și soția lui au ieșit. Soția lui Lot era atât de legată de Sodoma încât și când a fost scoasă supranatural, miraculos, s-a întors înapoi. Cu nostalgie și-a rămas un stâlp de sare. Cu noi, Dumnezeu lucrează mult mai glorios. Cu noi nu se luptă îngerul lui Dumnezeu, cu noi se luptă Fiul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu.
Pentru noi Dumnezeu n-a trimis doi îngeri, ci l-a trimis pe însuși Fiul Său. A venit în lumea noastră ca să ne scoată din păcatul lumii, din legăturile, din nelegiuire. Duhul Său cel Sfânt să ne nască din nou și să pună noi dorul după Dumnezeu și după cetatea cerească. Și noi spunem, o, Doamne, aprinde noi lucrarea aceasta și întărește Biserica Emanuel. Unde este limita? Acolo unde o pune Dumnezeu. Dar până atunci, datoria noastră este să batem, să căutăm și să cerem. Ce o să-i cer lui Dumnezeu în clipele următoare? Ai pe cineva care este în întunericul și păcatul lumii de acum? Cât de mult îți pasă? Cât de mult te doare? Ne spune Biblia că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, de aceea are îndelungă răbdare pentru că dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ai vrea să vii înaintea cerului acum să spui, Doamne, dacă Tu te-ai coborât din cer pe pământ ca să cauți să mântuiești, dacă pentru Tine mântuirea noastră a fost atât de scumpă încât Ți-ai dat viața, dacă Tu ai stat între cer și pământ cu păcatele noastre asupra Ta ca să faci ispășirea, dacă ne-ai dat viață și ne-ai dat har, Doamne, aprinde în mine focul pasiunii pentru mântuirea altora. Vă invit să plecăm capetele rugăciune. Pe cine ai legat de lumea de acum? Și Domnul Iisus ne spune că în vremea din urmă pământul va fi ca Sodoma și Gomora. Și suntem acolo. Cât de mult dorești ca viața ta să fie curată și să fie o mărturie? Ca viața ta să fie pe altarul lui Dumnezeu ca mijlocire pentru mântuirea celor care sunt pierduți? Cât de mult îți dorești ca în toamna aceasta, în iarna aceasta, dacă va îngădui Dumnezeu să ajungem în sărbători, în evangelizare, să spui, Doamne, Tu care ai toată autoritatea în cer și pe pământ, Te rog, folosește toate mijloacele Tale și smulge și pe cel drag al meu din legăturile lumii și a păcatului. Ești gata să spui, Doamne, mă întorc la lista de rugăciuni. Mă întorc la lista de rugăciuni. Și voi veni înaintea Ta în fiecare zi, rugându-mă pe nume pentru cei care sunt într-o lume care piere, pentru cei care, dacă nu se întorc la Dumnezeu, vor fi pentru totdeauna departe de fața Ta, în cel mai cumplit chin pentru vecii vecilor. Ești gata să spui, Doamne, la timpul de rugăciune a bisericii, voi aduce mereu și mereu în rugăciune înaintea Ta pe cei nemântuiți din casa mea, pe cei nemântuiți din preajma mea. Și vreau să fac din mântuirea lor o prioritate a rugăciunilor mele și o prioritate a mărturiei mele. Ești gata să spui, Doamne, dă-mi înțelepciune să știu cum să mă apropiu de ei. Dacă ai fost descurajat pentru că te-ai rugat de mai multă vreme și încă n-ai primit răspunsul, mă rog ca Dumnezeu să te încurajeze din nou. Mă rog să-ți dea acea speranță că ceea ce se înalță spre cer nu rămâne fără răspuns. Că în înțelepciunea Lui și în harul Lui Dumnezeu i-a răspuns și lui Avram și l-a izbăvit pe Lot de acolo. Are Dumnezeu îndelungă răbdare și pentru casa mea și pentru casa ta.